Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil, bine v-am găsit la un nou episod din Industria Alimentară. În episodul de astăzi vom vorbi despre coloranți natural vegetali. Aici intră mai multe tipuri. Unul ar fi clorofila, 2 clorofilina, 3 carotenul, 4 șofranul, 5 șofrănelul, 6 alcama, 7 curcuma, 8 luteina, 9 turnesolul și 10 caramelul. Primul, clorofilina sau verdele de frunze, este colorantul care se obține din frunze sau din părțile verzi ale plantelor. În țesutul vegetal se găsesc pentru substanțe alfa-clorofilila, beta-clorofilila, caroten și zantofila. Alfa-clorofilila are o culoare mai albăstruie, iar beta-clorofilila are o culoare gălbui negricioasă în reflexe. Aproximativ 3 pătrimi de clorofilă în mod normal reprezintă alfa-clorofilila, restul fiind beta-clorofilă. Dintr-un kilogram de frunze verzi proaspăt culese s-au izolat 2 grame alfa clorofilină, 0,75 grame beta clorofilină, 0,16 grame caroten și 0,33 grame zantofilă. Clorofilila poate fi extrasă prin mai multe metode, folosindu-se ca solvent, acetona sau alcool. După extragerea, clorofilila se purifică și poate fi folosită în industria alimentară și farmaceutică. În industria alimentară se folosește la colorarea produselor alcoolice, rachiuri, lichioruri și la unele preparate culinare, aspicuri. Pentru extragerea coloraților verzi care conțin clorofilele se folosesc pana, curzica, melasa și alții. 2. Clorofilina este o pulbere albastră verzuie solubilă în apă, ea se obține din clorofilă. 3. Carotenul este un colorant care face parte din grupa carotinoidelor, care sunt materiile colorate natural, galbene, portocalii și roșii răspândite în regnul vegetal. Prima carotenoidă izolată, carotenul, a fost obținută din morcov. Tot din clasa carotinoidelor mai face parte și licopina, colorant roșu ce se găsește în pătlagele roșii. Carotenul se prezintă ca o pulbere roșcată cristalizată cu reflex albăstruit. Produsele colorate cu caroten sunt în același timp și produse vitaminizate. Carotenul se folosește la colorarea margarinei și a preparatelor culinare. 4. Șofranul este un colorant galben din grupa carotenoidelor, constituit din stilul și stigmatul florilor de șofran. Această plantă crește spontan, dar se cultivă în țările din sudul Europei și nordul Africii. Se mai cultivă în China, Asia Mică. Dintr-un hectar cultivat cu șofran se obține 10-12 kg de stigmate. Partea colorată a șofranului este crocina. Este folosit pentru colorarea lichiorurilor, a produselor zaharoase, a produselor de panificație. Fiind un colorant foarte scump, el poate fi înlocuit cu alte materii galbene și anume cu petale de șofrănel. Șofrănelul sau șafrolul este materia colorată galbenă portocalie obținută din uscarea petalelor de șofrănel. Această plantă este originală din Egipt și India. Se cultivă în multe țări, printre care și țara noastră, mai ales în Moldova, de unde și numele de șofran moldovenesc. Culoarea florilor este galbenă, culesul se face când florile s-au dezvoltat de plin și numai pe vreme uscată. Florile culese la început și la sfârșitul sunt mai sărace în materii colorantă. După culesele se uscă la o căldură modestă. Șofrănelul conține două materii colorate și anume gălbenelul de șofrănel, corolan ce se alterează ușor la aer și roșu de șofrănel sau roșu de cartamină în proporție mai mică. Șofrănelul se folosește pentru colorarea produselor de cofetărie, a produselor zaharoase, licorurilor. 6. Alcama este colorat de culoare roșie, libosolubil, extras din rădăcina plantei Alcama tinctoria toxica. 7. Curcuma este colorant galben, liposolubil, preparat prin extracție din rizomi, plante curcuma yunga. 8. Luteină sau zantofila este colorat galben din grupa corotinoidelor, liposolubil, se extrage din frunze verzi. 9. Turnesolul este colorant violet, liposolubil, de compoziție neterminată, se obține prin extracția din licheni, rocela sau mușchi. 10. Și ultimul, caramelul, este zahăr topit și descompus parțial prin acțiunea căldurii între 180 și 200 de grade Celsius. În comerț se găsește sub formă de plăci de culoare brună, solubilă în apă. Se folosește pentru colorarea băuturilor și a produselor zaharoase. Bun, dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like, dacă nu, dați dislike. Dacă vă place un pic mai mult, abonați-vă. Eu sunt domnul Virgil, vă doresc o zi cât mai plăcută. Și frumoasă, vă salut, sper să ne vedem cu bine data viitoare la un nou videoclip din industria alimentară.